Bună ziua! Astăzi îl avem din nou ca invitat pe maestru internațional, Ardeneant Cătălin, profesor de educație fizică, specialitatea șac, la liceul cu program sportiv din Sato Mare. Bună, Cătălin! Bine ai revenit în emisiunea noastră! Salut, Alin! Îți mulțumesc încă o pentru invitație! Astăzi o să discutăm despre etapele de pregătire pentru un junior. Cătălin, care sunt aceste etape? Conform nomenclatorului Ministerului Educației Naționale, noi lucrând în sistemul acesta, Ministerul Educației Naționale, ar exista trei etape. Ar exista faza de începători, ar exista faza de avansați și apoi faza de performanță. Trecerea de la o anumită grupă la altă grupă, făgându-se atât în funcție de performanțele obținute, cât și în funcție de anii dedicați șahului de către acei copii. Bun, hai să vedem uh, în detaliu ce poți să ne spui pe vârsta. Uh -huh. Prima fază, faza începătorilor, acea fază în care loc, are loc inițierea așa, și când încă e destul de greu de stabilit care este obiectivul clar pentru care acel uh, sportiv uh, a pășit în această mirifică lumea șahului. Fiindcă să nu uităm, dincolo de faptul că este un sport, șahul este și un instrument educațional foarte util, contribuind la dezvoltarea memoriei, atenției, gândirii având foarte multe valențe educative a personalității și din acest motiv, în prima parte de inițiere, dincolo, voi încerca într-o primă fază să îi sădim această sămânță, această dragoste pentru șah. Ca și timp alocat, un an, maxim doi ani de studiu ar însemna. Apoi trecem în faza avansaților, unde deja sunt copii care au acea vechime de 1-2 ani în șar, deja nu se pune problema de să știe să mute piesele, acele maturi de bază, nu-și mai dau piesele gratis și deja în faza avansaților el voi începe să participe și la anumite competiții. Unele dintre ele având chiar caracter oficial în campionate. Iarăși după o perioadă de aproximativ 3-4 ani vor putea ajunge în cadrul sistemului educațional, vor putea ajunge și la grupele de performanță unde deja se, drumul acelor copii către șah e deja destul de bine stabilit, obiectivele lor clare vizează rezultate cât mai importante la nivel național să poate chiar mai mult și atunci automat și Uh, antrenamentul va fi realizat în acest sens pentru dezvoltarea lor cât mai uh, specifică, șahului, dar se va insista și pe pregătirea psihică și pe pregătirea fizică. Acolo să îi asigurăm bagajul necesar pentru obținerea de performanțe sportive. Da, foarte, foarte bine ai spus. În, la început, noi începem cu la grupă. Când este nevoie de un antrenor personal. Deci, copilul să facă antrenament doar cu, doar cu antrenorul și nu cu alți copii. Ca și moment pur șahistic, aș spune că este de maxim utilitatea intervenției antrenorului particular când deja deschiderile au o semnătate serioasă în pregătirea acelui copil. Acele deschideri cumva trebuie să fie proporționale nu doar cu nivelul de pregătire, ci și cu anumite lucruri subiective, anumite poziții care sunt în concordanță cu aptitudinile lui pentru șah, cu preferința pentru anumite tipuri de poziții, dar și cu temperamentul lui. Niciodată nu o să-i alegi unui melancolic o poziție foarte complicată sau unui coleric o partidă foarte blocată. Deci, practic, acel moment când deschiderea are o semnătate mare și trebuie să țină cont de caracteristicile lui, vom alege deschideri specifice, potrivite fiecărui jucător, acest lucru nu se poate face într-un cadru centralizat. Deci, ca și un moment șahistic, ca și un moment uh, vizibil din exterior și de către un părinte, când încep să apară rezultate la nivel național. Deci, de exemplu, dacă ar fi un copil în primele 10 pe țară, e destul de clar dacă vrei să se apropie de medalie, trebuie să facă și particularizată. Da, mai adreptat. De ce, în general, antrenorii români forțează rezultatele la vârste mici? Noi suntem privilegiați fiind în sistemul educațional și putem să, ne, să construim carierele șahiștilor și să ajungem să-i dezvoltăm pe acești copii exact așa cum ne dorim noi. Da? Încercăm să creăm o bază cât mai solidă în prima parte, chiar dacă noi știm că rezultatele vor apărea mai târziu dacă facem așa ceva. Dar sunt foarte mulți antrenori uh, privați care răspund direct părinților, și atunci, pentru ca părintele să fie mulțumit de colaborarea cu acel antrenor, el are nevoie de rezultate cât mai rapide. Și, din păcate, adeseori. Uh, e nevoie de făcut acest compromis dincolo de șahul sănătos, strategic, finalul, ceea ce dă rezultate pe termen mai lung, mult nevoie să facă și deschideri, să obțină rezultate cât mai rapide să câștige, astfel încât acea colaborare să poată continua. Care este diferența dintre rezultate și performanță? Adică, în bună măsură, se raportează totuși la obiectivele pentru care cineva ar practica șahul. Adică, dacă obiectivul ar fi șahul de performanță, atunci, evident, că rezultat bun înseamnă cel puțin o medalie națională. dar am copii care... Eu fac și educație prin șah la liceu cu program sportiv și pentru acei copii, evident că nu toți urmăresc performanța. Ar fi absurd într-o clasă cu 20-25 de copii. Dar simplu fapt că acel copil și-a ameliorat performanțele la matematică, simplu, copil, simplu fapt că acel copil are o memorie mult mai bună, deja reprezintă o performanță în sine. Eu sunt foarte mulțumit dacă reușesc să fac acest lucru. Simplu fapt că un copil care... Își dădea piesele gratis la început, și de cât mai puține, chiar dacă el nu obține uh, rezultate deosebite în confruntarea cu alt sportiv. Dar în confruntarea cu el însuși pot să văd un progres. Atunci, și eu și el suntem foarte mulțumiți de ceea ce am realizat. Ok, hai să vedem uh, acum o partidă jucată de unul dintre juniorii tăi. Da, Radu David, zis Ducu, e Ducu 2, a fost una dintre partidele frumoase pe care le-a jucat el, e un puști care are 14 ani, dar partida când avea 12 ani. Negru, un jucător experimentat. În această situație, Negru a împins o grămadă de pioni. Practic, exceptând pionul din H7, toți sunt mișcați. În schimb, la nivel de piese, a rămas dator cu dezvoltarea pieselor. Albul și-a dezvoltat toate patru piesele ușoare și rocada. Astfel încât, Albul a jucat A3. Atacă singura piesă adversă trecută în jumatea proprie. Cel cal este prins, nu are unde să mute. Negru a jucat Fea la E4, contraatac. Cal 5 Ducu intuiește viitoarea deschiderea coloanei F, astfel încât calul, în colaborare cu turnul din F1, va putea să ajungă pe F7, făcând un atac dublu. Deci, observăm cum piesele abul merg înainte și creează amenințări. Negrul a jucat E la F4. Albor are două capturări posibile, dar desigur a luat cu turnul, fiindcă nebunul cum avea o poziție bună pe E3, pe când turnul se îmbunătățește semnificativ, acționând atât pe verticală, cât și pe orizontală. Pe orizontală mă refer la capturarea pinului E4. Calul rămâne în continuare prins, negru nebunia la C3, capturează acel cal. De aproape ca să slăbească apărarea pionului 5 Da, din D5. voia să captureze pionul din D5, dar observăm că negru avea puține piese dezvoltate, doar două și una dintre acele piese deja a fost schimbată. Deci, practic, piesele rele sunt și mai multe ale negrului. Mutare da. oarecum surprinzătoare, poate. Cal F7, făcută de Ducu. Atac dublu realizat cu calul. Negru trebuie să mute din damă, damă C7. ținând și pionul D6 apărat. A, ia la B4. Capturează acel cal. Într-o anumită măsură, deja și turnul din A1 putem spune că acționează pe verticală. Nebunul negrului atacat s-a dus pe E5. Negru încearcă și el contraatacuri. Și dă seama că până acum doar albul dicta cursul partidei. Albul făcea o amenințare, negru nevoie să se apere. Și atunci a încercat și el un contraatac asupra turnului. Dar, logic, calea la E5... Deci ce spun logic? Fiindcă a schimbat și cea de-a doua piesă dezvoltată a negrului. Da, asta este o mutare foarte frumoasă. Deci nu se duce după piesa mai valoroasă și se duce pe, după piesa mai importantă, care e în centru tablei. Da, piese dezvoltate. D de la E5, D6, mutare cu tempo. Deci faptul că albul joacă atât de agresiv, mutări forțate, șahuri, capturări, amenințări, spargeri, nu-i permite negrului să-și aducă în joc acele piese. Damă G7, Turn ia la E4. Noi hai să ne oprim un pic acum să vedem cu materialul cum stăm. Albori a reușit să restabilească echilibrul material pentru o mutare. Vom vedea negru a câștigat ceva material, dar uh, turnul din H8 e ca și cum nu ar exista calul din ghioptic, și cum nu ar exista nici, nu se prea poate dezvolta. În fața regiului este pionul D6, cal F6 ar presupune că pierde pionul E5. Turnul din A8, unde să-l muți? Pe A7 e nebunul din E3, pe B8 oricum nu ajută absolut deloc. Deci, practic, negru aproape, dama trebuie să stea să apere pionul E5. La ce vom mai avea de îmbunătățit? Încă dama din D1. După ce vine și dama în joc, foarte probabil partida se vea încheia. Negru a jucat nebun F5. Da. Atacând turnul, Ok, aici am analizat ulterior cu calculatorul damă de 4, o mutare ceva mai bună. Ca și regulă de îmbunătățire a pieselor, începem cu piesele care nu fac nimic și apoi descrescător cu damă, deci era mutarea ceva mai tare. Duc cu ales a doua cea mai bună mutare, în loc de damă de 4, jucă nebun f 3, de asemenea o mutare eficientă care îi dă avantaj, nebunia la e 4 nebunia la E4, albul amenință pionul din C6 și atac dublu în același timp, șah turn. Negru, damă, D7. Cei doi nebuni stau absolut senzaționali. este rândul pieselor grele, a dame și a turnului. Venirea lor în joc se va produce cu tempo, se cremă amenințări, damă, F3. Amenințare nebunia la C6. Negru, tură C8, din nou, punem acea întrebare, care este piesa albului care nu participă la petrecere, la acest joc? Turnul din A1, tură F1. Crem o amenințare imediată, damă F8 mat. Negru. Nu prea are ce să facă decât dama ea la D6. Dama capturează acel pion agasant. În același timp controlează câmpul f prevenind matul. Dar damă F7. Dar, practic negru a rămas cu calul din g și turnul din a Ca și cum că... nu ar fi. Rege de 8. Cum spui tu, nu participă la petrecere. Nebun B6, șah. Tură C7. Nebunia la C7. Păi, în momentul... Cu da, deci în momentul în care ne-am îmbunătățit toate piesele, uh, urmează lovitura decisivă. Acest principiu a fost denumit de Agard evoluție, revoluție. Partea constructivă e evoluția și apoi la revoluție avem mutările forțate enunțate anterior. Da, ea la C7. Damă F8, șah, rege D7, singură mutare legală și acum turnul, piesa cea mai depărtată de regele advers, vine decisiv pe linia 7, făcând un atac liniar și negru a cedat deoarece va pierde dama. Observăm că negru a rămas în continuare cu cal 8, tură H8 în momentul în care a cedat partida. Deci a fost o încălcare a principiilor deschiderii, faptul că el ar muta șapte pioni înainte să-și dezvolte piesele ușoare și a fost aspru pedepsit de jocul energic al albului. Foarte frumoasă partida și, și faptul că juniorul care l-a pregătit tu, a știut perfect cum să abordeze o astfel de tactică în momentul când adversarul încalcă principiile de deschidere, trebuie menționat, pentru că sunt convins că l-a ajutat foarte mult în a găsi cele mai bune mutări. că când a găsit damă de patru și a jucat nebun F3, nu mi se pare... Nu știu, o mare greșeală, deci și nebun F3 a fost suficient pentru a duce victoria. Da, cu siguranță, acolo ok, calculatorul cum dă de, de avantaj în ambele, cumva de 4 ar fi principial, pe de o parte, dacă ai de îmbunătățit dacă dama sau nebun îmbunătățești pe dama, mai, uh, pe de altă mai parte, varianta nu era atât de simplă, deci varianta are foarte multe mutări după damă de 4 ceea ce pentru un om ok, un calculator îți găsește următoarele 8 mutări, 10 mutări perfecte, tot ca și om nu ai garanția aceasta, pe când mutarea lui a fost mult mai simplă, mult mai umană. Cătălin, îți mulțumesc încă o dată pentru că ai venit la această emisiune. Mulțumesc. Foarte frumoasă partida care ai prezentat-o și uh, foarte bune discuțiile care le-am avut uh, la început. Atât pentru emisiunea de astăzi. Mulțumesc. Vă mulțumesc și vă aștept săptămâna viitoare la aceeași oră. La revedere!